Noi suntem la fel, așa cum... Presim că pentru mine ai venit, dar momentan stau așa. Frate, ești un om inteligent. Mulțumesc. Și știu că tu ai inimă. Adică ești dispus să ai mai mult tupeu decât, decât Hero. Dacă ai inimă, poți să-mi oferi un lucru acum, pe loc? Știi ce, atenția totală? Ce? Nu uite asta. Poftim? Nu uite asta. Atenția totală este că între noi doi nu mai există spațiu, nu mai există separare, nu mai există judecată, nu mai există un bendea care să aibă părerea lui, opțiunea lui, nu, nu mai există, există doar iubire. Joacă, mă, e, cred că joacă. Eu așa am văzut un pic, e în personaj, e în personaj. Așa era el sau era un rol? Eu te l-am înțeles. Păi, dar a trebuit să-mi răspunzi tu dacă așa este el sau dacă juca un rol, pentru că tu l-ai văzut și în spate. Ai interacționat cu alți concurenți? N-ai interacționat, nu? Pur și simplu, a stat acolo. A existat. Acolo. Iar dacă ești înțelept, știi că în fața ta tot timpul te ai pe tine. Tot timpul, când te uiți la Delia Lachiu, tot timpul pe tine. Tu crezi că vezi lumea? Frate, te vezi pe tine, uite-te la tine. Frate, omul e intens, este... Doar pe tine te vezi în lumea asta. Acceptă... Să știi că... Acceptă, lucrurile... sună în secta lui Bivolaru. Bă, tu ai văzut cu cine se mâna? N-ai văzut? S-a făcut o glumă la un moment dat și mi-a înghețat sângele în vine, pentru că exact la asta mă gândeam în secunda aia. Semăna foarte bine cu Bivolaru. Foarte bine. Semăna cu Bivolaru. Believe me. Zice că e copilul lui Bivolaru. Lucrurile pe care tu le enunți acum, sunt lucruri pe care le-am mai întâlnit și eu în căutările mele. Îl pierdem, îl pierdem. Îl pierdem, fratele meu. Modul în care le expui și... E direct, e frontal, așa e. Contextul în care le expui mă face să mă... Agresivitate. Agresivitate. Care ți-e frica? Simt agresivitate. O să se piardă bendea, cred că, nu? Care ți-e frica? Care ți-e frica? Care ți-e frica? Când te doare... Asta e. Ăsta e zero, crede-mă. Ăsta e zenul, crede-mă. Avea ceva extrem de dubios. Am venit să vă iluminez cu forța, aici, la umor. Bă, acceptă zenul, bă! Ăsta e zenul, dar cu adevărat și cu bun simț, Chelu. N-am așa ceva. Cu adevărat și cu bun simț. N-am așa ceva. Zen este cumva o pace interioară pe care o cauți prin meditație? Uite, bă, că știu subconștient să adună informații de care n-am nevoie. Am un zen mai mic, mai fârbos așa, e un zenuleț de ăsta libidinos. Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!